Dintre toate societățile municipalității, angajații citadin resimt cel mai acut efectele caniculei. Și asta din cauză că temperaturilor exterioare de 36-37 de grade Celsius li se adaugă și căldura intensă a asfaltului pe care îl toarnă pe carosabil. De exemplu, luni, la nivelul solului pe strada Sfântul Atanasie, se înregistrau 142 de grade Celsius. Este regulă ca în zilele caniculare activitatea exterioară a muncitorilor să fie adaptată condițiilor meteo. Astfel, programul de lucru începe mai devreme, sunt prevăzute mai multe pauze, iar hidratarea cu apă potabilă este obligatorie. Programul noi îl adaptăm în funcție de condiții, programul de caniculă cu pauze mai dese, ne oferim apă minerală, hidratare și încercăm să facem treaba în continuare. Aceste măsuri au fost implementate pentru a-i proteja pe angajați și pentru a reduce riscurile asociate cu munca în condiții de temperaturi extreme. La Iași, vremea caniculară va persista și marți 2 iulie, când echipele citadin au programate lucrări de reparații cu asfalt pe străzile Trei Fântâni, Sfântul Atanasie, Petre Ispirescu și Bulevardul Vasile Lupu.